Da, un nume cunoscut nu de toți, dar cunoscut și în lumea muzicii, pentru că o să-l avem pe Felix Sima, invitat aici la un podcast, alături de Bubu Mărginan, un om care se-a apropiat foarte mult de poezia lui și e și cântată. O să fie, cred un podcast foarte interesant. Și acum ne întoarcem la un în alt, alt. nume, dar să nu uităm că sunt și versuri care cam șchioapăt așa și noi am făcut o mică greșeală de... Am făcut o, da, o eroare. <laughs> de <Din> greșeală. <laughs> am rebotezat pe cineva fără să vreau și îmi cer scuze, deci este vorba de tehnicianul care ne asigură sonorizarea și filmarea se numește Valentin și Îmi cer scuze. Da, salu Benescu. salutăm și uh, salutăm și ne cerem scuze. <laughs> da. da, alt nume mare legat de bibliotecă, de govora, de muzeu chiar cu gândul ăsta am venit la dumneavoastră să vă vorbesc, să vă spun câteva lucruri interesante despre preotul Părintele, cum i-am spus eu, Gheorghe Petre Govora care pentru mine este o, este o legendă și care a trăit aproape, aproape 102 ani a funcționat ca preot 60, 63 de ani la Biserica Sfântul Nicolae a parohiei de la Govora Sat a fost numit preot în 1931, pe 15 mai, și s-a pensionat în 1994. Dacă vă puteți imagina, când avea 84 de ani. Născut în 1910, fiind. Da, da, da. Deci pentru două că, războaie... pen, Pentru că a trebuit să aștepte prima promoție de preoți. Pe timpul lui Ceaușescu nu se mai școlariza. Și atunci s-a pensionat abia în 1994. Și acum nu întrebat, mai e mult de așteptat. Da, acum da. Și l-am întrebat, părinte, cum a fost, cum a fost începutul dumneavoastră la Govora Sat? Aveam o, am avut o lungă amiciție și îl vizitam deseori. Și mi-a spus că în 1931, când a fost numit preot, era foarte sărac, nu aveau ce să mănânce. S-a căsătorit cu învățătoarea Elisabeta Diaconu, și pe 15 mai, v-am spus, a fost numit preot și s-a gândit ce să facă să se descurce, nu avea unde să locuiască și s-a gândit să se ducă la Conac, la boierul Vintilă Brătianu. Conacul era unde este astăzi centrul acela de neomologie, cum da, se numește, da, da, da. de la Mihăiești. Nu l-a găsit pe boier acasă, boierul era la București, dar l-a găsit pe administrator și administratorul i-a spus părinte, nu am cu ce să te ajut, uite, îți dau scroafa asta, o să-ți să fete niște purcei și vin și dumneata și trăiești din asta. Și -au, au urcat scroafa în căruță și a venit cu ea la govora stat și a spus zice, așa am făcut, am vândut purcei până am trecut de iarnă. Apoi în 1942 a fost când a început al doilea război mondial și a intrat România în al doilea război mondial, a fost concentrat ca preot pe lângă trupele române, a ajuns până la Odessa și a, misiunea pe care a avut-o de la Mareșal Antonescu a fost să repună în funcțiune bisericile pe care rușile uh, transformaseră în depozite de animale. Adăposteau caii, le dăduseră turile jos. Ca da. Dar uh, rețin o imagine impresionantă uh, din ce mi-a povestit părintele că lumea era atât de credincioasă în uh, Rusia bolșevizată la vremea respectivă, încât când trecea uh, dânsul în, căruță, era în căruță și în picioare și mâna caii, ei se întindeau cu fața la pământ când trecea preotul. Credincioși, supuși? Da, extraordinar, extraordinar. Da. Și de, de unde govora? La numele dânsului, vă repet. Da, da, da. Păi a, a avut mai mult de 35 de ani de săpături, suportate și din buzunarul personal. Câteodată săpături arheologice. Săpături arheologice, da. mai sunt și Mi-a povestit de fapt numele dânsului, cred că e foarte cunoscut în județ, mi-a povestit cum a început pasiunea pentru arheologie, mergând spre Govora Sat dânsul a slujit ca preot în foarte multe sate din prejurul Govrei pentru că nu erau spreoți atunci. Așa a fost și mi-a spus că pe drum s-a întâlnit cu un grup de copii care cărau în, în brațe niște vase de o formă mai ciudată. Și cu niște inscripții deosebite. Și i-am întrebat unde, de unde le au. Și i-au spus că un sătean tocmai încercase să dezrădăcineze un salcâm. Și la, la, la tulpină, deci când a făcut groapa, a găsit un depozit de 23 de vase care s-au dovedit a fi aparținând celebrei culture verbicioare pe care a descoperit-o profesorul și a, a scris despre ea, a teoretizat-o profesorul Dumitru Berciu. Și le-a recuperat de la copii, le-a dus acasă. În anii s-au adunat atât de multe obiecte și în casa personală, când n-a mai avut loc și le-a dus în biserica de la Covrasat. Și în 1973, autoritățile locale i-au pus un, un spațiu la dispoziție, într-o vilă veche, și așa a început să funcționeze primul muzeu. Devenind preotul părintele și bibliotecă, și muzeu pentru cei care. Îl cunosc și l-au cunoscut. Așa este. Așa este. Și eu am, am împrumutat niște cărți de la dânsul și ne-a dat pentru bibliotecă niște cărți. <coughs> și a și scris despre Govora. Are o lucrare foarte importantă pentru noi acolo care se numește Govora de la primii oameni la contemporani. Și vă, vă cam atrage și domeniul ăsta, că am văzut... Anumite. De când l-am cunoscut pe Părintele Gheorghe Petre nu eram pasionat de istorie. Știa așa de... Era ca un magnet. Știa atât de... de de tare să cum să vă spun, Bun să orator. te, facă, să mm -hmm. te facă să, să practic să te îndrăgostești de trecut. Cine intră în muzeul din Băile Govora, dacă nu e destul de educat să înțeleagă, iese imediat și am văzut multe persoane care au procedat așa. Au pentru că, doar cu un, da, pentru că muzea. vitrinele sunt, prezintă niște fragmente ceramice și dacă nu-ți dai seama că fragmentele alea au o, vechime poate de milioane, cum sunt fosilele de mamut și de urs, din Paleoliticul Superior și sunt exponate din vremea getodacilor și a romanilor, care, să zic, cel mai nou exponat din perioada respectivă are 2000 de ani, 2000 și ceva de ani, și nu realizezi lucrul ăsta, ești, te și ești pe ușă, pentru că nu, nu știi ce, ce înseamnă muzeul ăsta. Sunt mulți vizitatori la muzeu? Da, mai ales că intrarea lor e prin față. Noi avem o intrare cumva mai laterală așa s-a întâmplat, așa a fost dispusă clădirea da, și toată lumea prima dată vine acolo și da. apoi ajunge la noi. Interesantă chestiunea asta cu muzeele, mai ales care țin de istoria uh, locului. Adică să vii la muzeu, să treci așa repede cu vederea peste exponate, să nu te intereseze că un ciop din ăla are câteva zeci de mii de ani sau un Poate vedeți, chiar mai mult. Și să, să nu știi că tu ești deasupra da, unui zăcământ care te într reprezintă. Într-adevăr, dar vedeți, v-am spus, lumea caută ceva spectaculos, mai ales lumea de astăzi. Și când văd niște fragmente de oale sau, eu știu, un topor din bronz sau, eu știu, o fibulă, nu nu îi pasionează. Se mai opresc, mai mult la avem și o încăpere amenajată cu icoane, pe lemn și pe sticlă, din secolele 17-19. Are muzeul și o colecție foarte frumoasă de carte veche. Cred că cea mai valoroasă este Cazania lui Varlam din 1643. Tot zona cu aer și oameni de da. carte și tipărituri. Și avem și Pravila Mare din 1652 și o tipăritură foarte interesantă în limba latină, care cred că e și foarte rară, se numește Republica Moscovie Turbes, adică Ținutul Moscoviei și în împrejurimile, este în limba latină și dată din anul 1630. Iată că te poți vedea că dacă rostești da. numele stațiunii da. Govora Băia, merge la. știi, o stațiune pentru cei mai în vârstă, pensionari, vin cu vouchere de vacanță, cu. dar uite câte poți afla și câte. Muzeul, muzeul Țămast, muzeu, cum se spune astăzi. Da. Adică, <laughs> trebuie neapărat văzut. Ia. Mă gândesc <laughs> <că> acum, pe <laughs> un cei tineri ar trebui i niște dinozauri de da. ăștia făcuți din plastic sau așa da, cum un ca să, ca să fie spectacol, dar ar pierde. Uh, ce vreau să vă spun, ce înseamnă de fapt arheologia, E, arheologia, când nu există dovezi scrise, te, te întorci la arheologie, deci la ce ascunde pământul. Da. Pe există și o arheologie a Sufletului, unde poți să faci săpături dacă ești, cum sunteți poet. Dacă și ești pregătit, pregătit, dacă ești destul de pregătit. Ați vorbit de buncăr, poate nu știu neapărat să fiți de acord cu mine. Pentru mine plătește că ești o bancă o bancă la care te împrumuți este, cu dobândă și câștiguri, așa, este. nu ca celelalte bănci care nu-ți dau posibilitatea să treci liniștit nici măcar a doua după ce ai făcut împrumutul. Deci o bancă de date, o bancă pe care trebuie să o ai în minte tot timpul, pentru că fără carte știm unde se ajunge, dacă educație nu e, nimic nu e. Vedeți, este și vorba, ai carte, -ai, carte ai parte, dar nu știu cât de valabile mai e astăzi. Bine, dacă ai patru ani în mână sau o chintă roială, de cărțile pe Bine care zeresc. le caută unii astăzi, da. Vă fost o plăcere să, să discutăm. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Timp foarte scurt pentru, dar sunt convins că o să ne mai întâlnim și. Cu mare plăcere și altă dată. Și mulțumesc pentru această carte și celor care ne urmăresc să considere acest podcast o fotografie de familie. Titlul acestei cărți a dus în franceză, probabil și în alte limbi. În, nu, numai în franceză, franceză. Deocamdată mai am o poezie tradusă în limba germană Într-o antologie, dar În franceză sunt cele mai multe și bineînțeles în română Da, mulțumesc, Valentin Dolfi Și, și arheologul de suflete mulțumesc. și în buncăr La bibliotecă și muzee mulțumesc. Și tot ce înseamnă o carte tipărită Și cuvintele să rămână Drept fără așa Călăuzitor pentru cei care Încă nu au descoperit ceea ce ascunde Sau nu ascunde govora băi